Gabriela Firea și Ana Morodan. Deci, Doamne, ce combinație. Zi pe cineva. Dimineața Blana Open de la 7 la 10. Avem un joc nou care, după cum auzi, acest fundal sonor este plin de... suspans. Da. Nu, o glumesc. Să mor? Glumesc. E un joc funny, mă. Ce-ai, mă, voiam să văd dacă te sperii. Este un joc care se numește Spune-mi pe cine urmărești ca să-ți spun cine ești. Vai de mine. Așadar, ce se întâmplă aici? Luăm niște personalități, vedete de pe Instagram. Intrăm la ei la followeri, vedem pe cine urmăresc ei, alegem 3 followeri de acolo, pe care ți-i spunem ție. Okay. În funcție de acei followeri, tu trebuie să ghicești persoana vedeta. Vai de mine! Bine, hai! În cazul în care nu știi despre cine este vorba, ai dreptul la o întrebare la care noi răspundem cu da sau nu. Normal. Și dacă nici așa nu știi, îți mai dăm un indiciu. Un al 4-lea follower care va fi super evident. O să mă urască cineva de pe social media? Nu, o persoană publică? Nu, nicio treabă, nu. L-am testat eu. În cazul în care ai nevoie de ajutor, poți apela la Blănoși? E prima dată când faci jocul ăsta, nu? Da, e prima dată, în premieră mondială chiar. Prima vedetă pe care trebuie să o ghicești, atenție toată lumea, urmărește pe Ina, Horia Brenciu și Andreea Esca. Cine e vedeta? Ai dreptul la o întrebare, la ajutorul Blănoșilor, la telefon și la un indiciu al 4-lea follower. Ina, Horia Brenciu, Andreea Esca. Cine e vedeta? Și eu îi urmăresc. Adelina Pestrițu? Nu. Ți-ai consumat întrebarea? Haide, deci n-am variante, da, bine. Mai ai super. Doar Blănoșii la telefon? Blănoși, vă rog frumos. Bună dimineața! Neața, Cristian sunt. Te rog, Tudor Chirilă. Nu este Tudor Chirilă. Mulțumim frumos de telefon. Mai ai doar al 4-lea follower ca ajutor. Îți dau al 4-lea follower? Dă-mi. Răzvan de la Neața. Fac un cancanism acum? Da. Lydia Buble? Nu! Bine, nu, super. Horia Brenciu, Andreea Esca, ce-ți spun? Toți, că sunt într-un trust. Da, okay. Sunt în pro. Okay. Și apoi, ajutorul este Răzvan de la Neața, care nu e în trust. Deci care ar fi legătorul? Cine poate fi vedeta? E greu? Mihaela Răduleț. M-am gândit și eu. Mihaela Răduleț. Răspuns corect! Cea de-a doua vedetă urmărește pe Papa Francis, Tereza May și Emmanuel Macron, președintele Franței. Cine este vedeta? Și bineînțeles mai e și ajutorul, al 4-lea follower și Blănoși. Hai să vedem ce zic Blănoșii. Deci e un domn. E un domn, da. Ce domn poate urmări pe președintele Franței, pe conducătoarea UK a nostru? Și pe Papa Francis? Iohannis? Iar răspunsul tău este... corect! Bravo! Bravo! Ai văzut? Ok. Erau răspunsuri foarte multe și de la voi, Blănoși, mulțumim mult. CIA, da, deci agenția de inteligență, spionaj, toate cele. Ana Morodan și Tom Ford. Cu parfumul scump, cu... opulență. Cine poate urmări și spionaj? Îmi place muzica de fundal, mai pot leșin. Cine poate urmări, Blănoși, și spionaj? Și firme șmechere, scumpe, și pe Ana Morodan. Pe contesa Ana Morodan. Cine poate urmări? Adică și cancanuri și de toate. Da. Dă-mi al 4-lea follower. Gabriela Firea. Gabriela Firea și Ana Morodan. Deci această vedetă urmărește pe CIA, pe Ana Morodan, pe Tom Ford și pe Gabriela Firea. Ți-ai epuizat o variantă, mai ai varianta de a pune o întrebare ajutătoare? Mă pot ajuta Blănoșii? Sau Blănoșii, da, desigur. Tu știi, mă, da? Da, știu, da. Vă dau ajutorul Blănoșilor? Primarul din Voluntar, soțul Gabrielei Firea. Nu? Mesaje vocale, vă rugăm frumos? Mai dăm unul, hai să mai dăm unul. Politică e? Din lumea politicii? Nu. Hai că sunt răspunsuri pe WhatsApp. Da, sunt, da, eu le vreau audio. Iar răspunsul este? Diana Șoșoacă. Nu e Diana Șoșoacă. Mai avem un răspuns, ia să vedem. Becali. Nu este nici Becali. Nu, Cine din România poate urmări CIA pe Ana Morodan, Tom Ford și Gabriela Firea? Cine este vedeta? Oamne, ce combinație. Zi pe cineva așa. Cine-ți vine în cap? Măruță. No? Ce treabă are Măruță cu CIA-ul? Dana Budeanu. Și răspuns corect, Dana Budeanu! Da! Păi, dar nu e ea spion, nu vochește ea tot ce se întâmplă. Nu are tot fel de verdicte și e pasionată de Tom Ford, adică e singurul bărbat pentru ea, singura influență de Ana Morodan. Pro FM, Open Radio.